astăzi aici, în acest moment special. Astăzi inaugurăm Centrul de Prevenire a Sănătății dedicat cetățenilor ucraineni din satul mare. Acest moment reprezintă o dovadă a solidarității și a valorilor umane fundamentale care ne unesc în ciuda granițelor și a diferențelor culturale. Într-o lume marcată de provocări, din ce în ce mai complexe, sănătatea este unul dintre cele mai prețioase daruri pe care le avem. Este ceea ce ne permite să trăim vieți pline de bucurie, să ne educăm, să muncim și să contribuim la societate. Cu toate acestea, accesul la serviciile medicale de calitate rămâne un privilegiu pentru mulți, iar pentru cetățenii ucraineni este și mai dificil dacă luăm în calcul și limba. Inaugurarea acestui centru de sănătate, de promovare a sănătății, reprezintă un pas semnificativ către asigurarea unei sănătăți mai bune pentru comunitatea noastră. Una dintre cele mai importante caracteristici este cea al centrului este faptul că oferim consultații medicale gratuite. Acest lucru va face o diferență semnificativă în viața multor cetățeni ucraineni care pot întâmpina dificultăți în accesarea serviciilor medicale din diverse motive. Cu ajutorul unor profesioniști medicali educați și bine pregătiți, comunitatea ucraineană va avea acum posibilitatea de a primi grijă medicală de înaltă calitate, indiferent de situația lor financiară. În plus, Centrul de Prevenire a Sănătății va oferi și servicii de consiliere psihosocială. Acest aspect este... Victoria! Acest aspect este deosebit de important, deoarece sănătatea mentală este la fel de vitală ca și sănătatea fizică. Cu ajutorul specialiștilor în sănătatea mentală, cetățenii ucraineni din satul mare vor avea acces la sprijinul pe care au nevoie pentru a face față stresului, anxietății și altor probleme legate de sănătatea mentală. La nevoie, beneficiarii centrului vor fi îndrumați în sistemul medical public și privat din România pentru continuarea investigațiilor. Iar Crucea Roșie Română va oferi asistență financiară pentru cazurile vulnerabile care necesită investigații medicale suplimentare și medicamente. Se va asigura de asemenea transportul la unități medicale pentru persoane cu dizabilități sau pentru cei cu condiții severe. Astfel, între toți cei care au cu adevărat nevoie să beneficieze de sprijin, să-l poată da lume. Acest centru de promovare a sănătății nu ar fi fost posibil fără eforturile și angajamentul tuturor și franceze, autorităților locale, al voluntarilor tuturor și satul mare și a altor organizații non-guvernamentale cu care colaborăm la nivel local. Vreau să adresez sincer mulțumiri tuturor celor implicați și celor prezenți și să subliniez că astfel de inițiative demonstrează că atunci când lucrăm împreună, putem face schimbări semnificative în viețile oamenilor. În încheiere, vreau să reafirm importanța acestui centru de promovare a sănătății pentru comunitatea noastră. El reprezintă un simbol al solidarității, al îngrijirii și al respectului pentru drepturile fundamentale ale fiecărui individ la sănătate și la bunăstare. Mulțumesc frumos tuturor celor care au venit și cu care noi colaborăm. În primul rând, în direct de la DGA SFC, cu care noi de la începutul războiului am avut o foarte, foarte bună colaborare și strânsă. Poliție de frontieră care tot timpul este alături de noi. Domnului prefect, din păcate, nu poate să fie prezent școlar. Consilierilor psihologici, asistenților social, ONG-urilor, celor care ne-au ajutat cu cazarea și nu numai în timpul războiului și după aceea, tot timpul sunam și tot timpul ne puneau la dispoziție acele camere. Și, bineînțeles, direcția de asistență socială pe care îi stresăm tot timpul cu ce putem să-i ajutăm pe ucraineni. Ne cunoaștem foarte bine și este foarte important să colaborăm și pe viitor și să ne ajutăm unii pe alții, pentru că de aceea suntem aici și suntem atât de special, să zic așa. În continuare, permiteți-mi să dau cuvântul, doamne director, de la DGSPC, dacă dorești câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc Rodica, mulțumesc Crucea Roșie Satul Mare și tuturor partenerilor din județul nostru. În primul rând vreau să vă felicit pentru această inițiativă, pentru că, așa cum știți, a fost un moment în care a trebuit să intervenim în regim de urgență și în care toată lumea a fost, cum sincer, întrebat de ce la satul mare lucrurile merg atât de bine. Așa cum a spus Rodica, aici foarte mult a contat omul și nu neapărat. Dacă am sunat Crucea Roșie, dacă am sunat organizația Caritas, dacă am sunat prefectura, nu mai zic domnul prefect de câte ori am sunat zi, noapte, nu a fost nicio problemă să ne oferim sprijinul, așa cum am putut noi și cum am înțeles să intervenim într-o situație de urgență.
Dar, într-adevăr, suntem într-o altă etapă, într-o etapă în care trebuie să ne gândim foarte bine la ce putem oferi, în special pentru cetățenii ucrainieni care rămân pe teritoriul județului nostru, pentru că a fost o perioadă de tranzit atunci și o perioadă în care, pe lângă Poliția de Frontieră, nu mai zic că am fost și noi prezenți și dânsi acolo, în care am lucrat pe o procedură, nici nu existau proceduri de lucru, dar am reușit să facem față și să nu avem surprize ca în alte vomi. Și la întâlnirile celelalte care le-am avut, după cum știți, la nivelul județului este constituit un grup operațional pentru, în primul rând pentru copii, minorii neînsoțiți care rămân pe teritoriul statului român și aici, din acest grup operațional, eu bineînțeles că am pus și ONG-urile cu care am lucrat, Crucea Roșie, Satul Mare fiind una dintre ele, mai ales pentru fiecare punct de trecere al frontierei în acea perioadă, Crucea Roșie a activat foarte mult în Vama Tedea. În schimb, cu ce ne confruntăm acum, pe lângă faptul că spre deosebire de alte state, unde nu li se oferă atât de multe servicii, n-au beneficiat nici de partea de cazare, de 50/20, cum spunem noi pe scurt, de acel ajutor pentru familiile care cazau. La noi lucrurile sunt la nivel legislativ stipulate că beneficiază de asistență medicală, să zicem, gratuită, că suntem la un centru de promovare a sănătății. În schimb, partea de legislație, partea de deschidere a sistemului, partea de înscriere la un medic de familie, partea de accesare a acestor servicii, este foarte greu și mergem în continuare pe relații interpersonale, nu neapărat pe un cadru. De aceea cred că acest serviciu vine practic în sprijinul, tuturor instituțiilor care la un moment dat se confruntă cu un caz. Dublată de partea de consiliere psihologică și de partea de îngrijire pe sănătate mentală, unde, să fim sinceri, traumele pe care familiile care vin, care trebuie să-și părăsească locuința, pornind de la copii și inclusiv continuând cu adulții, sunt traume pentru care nu se poate interveni doar cu un ajutor financiar sau cu un ajutor imediat la punctul de trecere. Mă refer aici la intervenția de urgență de la început, un sandwich, un ceai cald și așa mai departe. Trebuie să ne gândim și să ne focalizăm pe o intervenție specializată. Și la ultimele întâlniri pe care le aveam la prefectură cu alte ONG-uri care derulează activități cu cetățenii ucraineni, și aici mă refer la UNICEF, o organizație foarte mare în România, sau alte organizații care au dorit să înceapă această activitate, dar încă nu am văzut rezultate concrete, doar întâlniri, subliniam problema asistenței medicale și problema aceasta a dificultăților pe care le întâlnim. Vă dau un exemplu. Au trecut aproape un an de când s-au reușit să se elaboreze norme metodologice pentru încadrarea într-un grad de dizabilitate atât a copilului cât și a adultului care rămâne pe teritor. Pentru că ei vin cu niște alte limba ucraineană, știți foarte bine și pentru noi, parcă aceasta este foarte grea. Nu întotdeauna partea de diagnostic din țara lor de origine este aceeași sau nu avem instrumente comune sau anamneze comune pentru o legislație în vederea încadrării. Ei vin cu o încadrare și au niște drepturi în țara lor, dar dacă rămân în România, dacă rămân în Satul Mare, pot să beneficieze de alte facilități. Ca să fiu scurtă, aș putea vorbi mult mai mult. Felicit încă o dată Crucea Roșie. Este primul serviciu de acest pe care eu îl cunosc. Mi-aduc aminte când a început Rodica proiectul, cât s-a zbătut, chiar și pentru o simplă locație, să
Mă bucur că ai identificat-o, mă bucur că suntem în această zi și că putem să discutăm și cu siguranță telefoane, cel puțin de la noi, o să primești în continuare pentru sprijin și suport, mai ales că acum știm la cine să apelăm și pe partea de asistență medicală și cealaltă parte de specialitate. Mulțumesc mult! Și încă o dată mă bucur să-mi revăd colegii cu care am fost pe baricadă de când a început conflictul și să știți că cine vine aici în județul nostru întreabă care este cheia succesului. Cheia succesului sunt acești oameni pe care îi vedeți în această sală. Indiferent că, așa cum a spus și Rodica, zi, noapte, eu dacă am pus mâna pe telefon și am sunat Caritasul sau DAS-ul, că câteodată se intersectează problemele comune, deși mulți ne confundă, să știți, în continuare. Deși DAS-ul doar pe municipiu, noi suntem pe județ. Și la exemple, cum lucrăm noi, cum lucrează dânsii și cum... Era la o problematică, mai ales nouă, încercăm să ne completăm și... ONG-ul de Satul Mare chiar au reușit să aducă acel suport pe care o instituție trebuie să-l găsească într-un vid legislativ, între norme, între practici, mai este și partea financiară pe care nu mai vorbim, dar aici am reușit să facem față și acesta practic reprezintă o piesă dintr-un puzzle care completează o muncă de câțiva ani în ceea ce privește munca cu cetățenii ucraineni. Felicitări Crucea Roșie și celorlalți care s-au implicat de la început și în continuare. Mulțumesc, Rodica! Bună ziua, mă bucur să ne vedem astăzi, mă bucur să vă cunosc. Aș vrea să îmi permiteți să felicit filiala pentru această realizare. Pentru că, așa cum a spus director, nimic nu se face fără acel om care se zbate și aleargă să facă. Da, așa este. Avem un proiect național. Crucea Roșie Română în această criză umanitară a fost implicată pe toate vămile, în toate orașele în care cetățenii ucraineni au ajuns. Am trecut de această situație de urgență, de această criză umanitară. Am început să ne axăm pe servicii. Iar acest proiect în care avem 5 centre, de fapt 6, care au fost, al 6-lea a fost bonus, l-am primit din partea unei filiale, aceste 6 centre de promovare a sănătății adresate cetățenilor ucrainieni, a fost o necesitate pe care noi am regăsit-o în chestionarele de nevoi pe care le-am făcut în permanență. Încă de la începutul crizei umanitare, colegii pe vânt, pe lângă munca toată care o aveau, eu eram acel om din spate în care le trimiteam chestionare pe Kobo să-i întrebe pe ucrainieni ce nevoiau, i-am întrebat în permanență de câte ori am intrat în contact cu ei, am distribuit pe grupurile lor de WhatsApp chestionare, iar rezultatul acestor chestionare au fost în continuare nevoia de servicii medicale, nevoia de suport psihologic, de suport psihosocial, de activități și în special această zonă de referire, îndrumarea lor în acest sistem. Sunt într-o țară nouă, așa cum știm, sunt într-un sistem nou, au nevoie de sprijin, să îndrume cineva unde să meargă, cum să meargă, inclusiv atât pe partea medicală, cât și pe partea psihosocială. Acesta este rolul mare a acestui centru, de aceea nu suntem un centru medical, ci un centru de promovare a sănătății. Ne dorim ca ei să vină aici și să găsească suport, să identificăm acele mici probleme, deci nu suntem centrul de urgență, dar identificăm acele mici probleme și îi îndrumăm în sistem. Îi îndrumăm dacă are un copil cu probleme de autism, lucrul acesta psihologul poate depista, poate și îl îndrumă undeva unde să urmeze terapie pe termen lung. Nu vrem să facem doar o picătură, am văzut că ai probleme, da? Ci să-l găsim undeva unde cineva să poată lucra cu el pe termen lung. Facem întâlniri de grup cu copii, întâlniri de grup cu adulții, dezvoltăm relații, astfel încât ei să se poată deschide, știm cu toții, nu doar la cetățenii ucraineni, ci și la noi, la cetățenii români. Mentalitatea de a merge la psiholog nu este chiar privită foarte, foarte ușor, foarte, nu este văzută chiar cu ochi buni. Și atunci o să începem cu activități de grup, cu activități cu copii, cu activități cu adulții,
să le căpătăm această încredere. Colegii mei, asistentul social și psihologul vor lucra astfel încât ei să se poată deschide și să vedem ce probleme concrete au și unde îi putem trimite. De asemenea, avem parte de medicină generală și pediatrie și se va lucra cu un medic de familie, tocmai în ideea de a înscrie pe lista unui medic de familie. Medicii de familie trebuiau să înscrie, știți bine care era marea problemă, ei aveau un număr limitat de pacienți pe care îi puteau vedea în fiecare zi, de multe ori, chiar dacă lua cetățean ucrainean, nu-i putea da rețetă și mare problemă și atunci nu se mai complica să-l bagi în sistem, îl băga, nu se valida și atunci prin acest proiect avem posibilitatea să-l plătim câteva ore, să vină în centru, medicul să-și primească un ban și să facă acea muncă pe care a făcut-o oricum mulți dintre medici, asta îmi spunea că mulți dintre medici care va lucra aici în centru, nu sunt oameni noi sau străini de această problematică. Ei au făcut voluntar luni de zile, dar știți cum e și voluntariatul ăsta. La un moment dat, da, toată lumea, dacă primește și un ban pe munca lui și pe profesia lui, este binevenită. În mare aceasta va fi activitatea centrului. Aș vrea doar câteva cuvinte să vă spun de unde sau cum am ajuns în acest proiect, pentru că centrele, aceste 6 centre ale noastre, sunt de fapt o parte din proiectul, din întreg proiect. Proiectul mare se numește Health Caravan și este făcut în parteneriat cu Crucea Roșie Franceză. Crucea Roșie Franceză este societatea națională care a venit în sprijinul nostru și a spus vă ajutăm pe nevoile de sănătate la nivel de țară. Noi, având înainte acest proiect în România, în care pe timpul COVID-ului am făcut caravane de sănătate în 17 comunități rurale și am văzut cât de important este să mergi la oamenii care nu au acces și nu se pot deplasa cu servicii medicale, am povestit acest proiect, care era de fapt o dubă mică în care încărcam ca un puzzle, materiale, paturi, mese, echipamente medicale și plecam cu medici voluntari după noi. Am ajuns la acest proiect pe care îl vedeți astăzi afară, avem mașini cumpărate, autorizate, care sunt cabinete medicale, ne-am diversificat gama, medicii sunt plătiți de data aceasta în cadrul proiectului. Mergem în 14 județe din țară și facem 2 săptămâni pentru cetățenii ucrainieni, consultații, și 2 săptămâni pentru cetățenii români dintr-o comună în care nu avem medic de familie sau medicul este în vârstă, nu-i poate acoperi pe toți, sau sunt case răsfirate și au sunt case răsfirate și populația îmbătrânită și nu ajung la medic și facem aceste consultații. Sunt 6 mașini, 2 sunt în parteneriat, mergem cu medicină generală, pediatrie, ginecologie, în parteneriat cu Acțion Santefam, stomatologie cu Zâna Merceluță, optică medicală împreună cu optica inimii Oltenia și facem în caravană, facem și analize de sânge. Aceasta, după ce am planificat, de aceea se numește proiectul Health Caravan, după ce am planificat aceste caravane, ne-am dat seama că sunt anumite zone în țară unde dacă am trece doar așa 2 săptămâni, n-am face decât o picătură. Pentru că sunt mulți ucrainieni, se lucrează mult cu ei, nevoile sunt mari și, exact cum spuneam la început, este nevoia de a avea servicii pe termen lung. Și așa am făcut 5 centre, am pornit cu Satu Mare, Iași, Brașov, Constanța și București și s-a alăturat Sălajul, încercat să luăm câte unul în fiecare zonă, dar Sălajul s-a alăturat din fonduri proprii acestui proiect. Și așa am ajuns să avem și centre fixe pe care intenționăm, și asta îi spuneam Rodicăi, și mă bucur că are la nivel local parteneri și sunteți aproape, pentru că eu cred că un astfel de serviciu este util și pentru populația rezidentă. Un serviciu în care persoanele rezidente, români, cu nevoi, bătrâni, cred că faptul că ar putea să vină, să participe la o activitate de socializare, să poată să participe la o activitate de grup, copiii din anumite medii, să beneficieze din când în când de un screening care nu-i neapărat o problemă de sănătate. Eu știu că el are medic de familie. Dacă să vii să-i măsori niște parametri și să vadă un medic, poate neapărat, adică nu doar când ai ceva acut să mergi la medic, ci să-i faci în permanență o evaluare.
să poți să faci ore de nutriție cu ei, ore, povesteam colegii, făcusem planul pe lunile următoare, ore de igienă, ori cu transmitere sexuală pentru tineri. Sunt subiecte pe care noi le putem face și aborda cu medicul și psihologul în acest centru. Adică nu doar să-i consulți, ci să abordezi anumite teme. Să vină tinerile, le facem măsurare de parametri și discutăm cu ele de ori transmitere sexuală. Atât din prisma emoțiilor, vorbeam Victoria cum ar putea, cât și cu un medic pediatru. Da? Și eu zic că pe termen lung, dacă am reușit să susținem și să găsim fonduri să susținem acest centru, ar fi bun pentru populația rezidentă din România, nu doar pentru cetățenii ucraineni. Mulțumesc mult! Aș avea o întrebare. Dacă serviciile medicale pe care le oferiți prin aceste caravane ar putea fi extinse la nivelul municipiului Satu Mare, la locuințele sociale care le avem în administrare, astfel încât caravanele se deplaseze în cartierele de locuințe și să facem acolo acele seturi de analize sau servicii. E mai greu să mut 4 mașini, aparatul de hemoleocogramă și biochimiară, un proces întreg pentru a-l închide și a-l muta. Nu există, nu am găsit să cumpăr aparate mobile. Ele sunt aparate de laborator. Bine, de point of care, de puncte. Da? Dacă eu să le închid și să mut, mașina e mai complicată, așa că mai degrabă am sprijinit să-i aduceți. Da? Și dacă e nevoie să vă sprijinim financiar, putem vorbi cu Rodica și găsim surse la nivel central, să vă sprijin financiar, te contăm benzin, să orice, să-i aducem pe ei către punctul nostru, decât să mergem acolo. Mai greu cu mașinile, plus că îmi trebuie anumit șofer să le transporte. Beneficiarii de la răpusul de noapte ar fi foarte recomandat să își facă un set de analize și să beneficieze de niște servicii medicale. Sigur. Și ulterior, acești oameni din centrele sociale, pe activități, este un centru, eu așa le-am gândit, când le-am scris, așa le-am văzut, un centru de sprijin pentru problemele sociale din localitate, din comunitate, să fie un punct de refer. Colegii, dacă nu vom avea ucrainenilor, nu o să stăm deja. Nu, e fi păcat de Dumnezeu să ai tot ce trebuie și să nu folosești. Contează doar să găsim acele persoane la care le sunt utile activități. Care sunt sursele de finanțare? În momentul actual, până în august 2024, toți banii vin de la Crucea Roșie franceză. Pe cât timp ați proiectul noastră? Până în august 2024, am început de anul trecut, din iunie, am avut 24 de luni de implementare și în acest moment facem demersuri de prelungire. Ucrainieni, cam 30 de copii vizitează centrele noastre zilnic pe care le-ați înființat, vin în întâmpinarea multor probleme pe care ei le trăiesc și în special din punct de vedere psihic. Mă bucur mult și vă felicit pentru abordarea holistică. Dacă cumva aveți nevoie de, să zic așa, o persoană care să și traducă sau să comunice, pentru că comunicarea este foarte grea cu beneficiarii, atunci noi vă stăm la dispoziție. M-am ținut ca instituția prefectului să fie reprezentată astăzi aici. Domnul prefect este în concediu medical, din păcate. Iar problema de la Sopur, cu ce s-a întâmplat ieri acolo cu cursul de gaz care încă nu e închis, i-a făcut pe cei doi subprefecți să meargă la ora 10 acolo. Sperăm să se rezolve problema și până în weekend să se dea drumul la circulație, pentru că e greu de ajuns la Cluj și în alte zone sau la Valor. Eu chiar mă gândeam, 2024, tare ne-am dorit să se termine războiul, dacă în 2024 aveți numai contracte și finanțare și să, din 2024, să ne ocupăm numai de ai noștri de submarin. Asta înseamnă ca ucrainenii să se întoarcă în siguranță la ei acasă. Acum lucrurile sunt, din păcate, e greu de prevăzut un sfârșit al acestui război care e la granițele noastre și care, practic, a coincis cu preluarea mandatului de către prefectul Radu Buci și Radu Roca și, practic, noi suntem acolo, n-am știut cu ce se mănâncă acest război, a venit chiar în acel februarie. Dar cred că, cu ajutorul tuturor instituțiilor și ONG-urilor și cei care sunteți aici, am reușit să stăpânim oarecum problema, nu cred că am reușit să rezolvăm în totalitate. Vă felicit, eu am venit astăzi și în calitate de prieten al Crucii Roșii și al Radicării
și mă bucur de fiecare succes al ei și al Curcilor și Satul Mare, care e un partener și al instituției prefectului, dar e un partener al Satul Mare. La urmă, asta e important. Rugăm mai găsește o mână întinsă aici. E o vorbă care spune că nu face rău, că rău se întoarce, fă bine, că bine nu se întoarce niciodată. La rog, că nu e mara. Mulțumesc! Permiteți-mi să vă prezint pe domnul Murat Iosel, cel care reprezintă Cucerușe franceză. Nu spui în primul rând, domnule, pentru că este foarte implicat. Domnul Murat, trebuie să-l traducem un pic așa. Da. Murat, if you want to say. No, no, thank you for everyone for coming. I cannot follow, sorry, I cannot speak Romanian. But thank you for your interest in coming. And I think it, we are very fruitful and productive partnership with Romanian Red Cross, and I think it will be helpful for Romanian communities and Ukrainian communities in Satu Mare. Thank you. Most amazing. If you want, I don't know. No one is here. Please, okay. Let's Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, mulțumesc foarte mult. Aș dori să felicit Crucea Roșie pentru această inițiativă, pentru acest serviciu care este absolut necesar. Ne bucurăm că ne-am putea număra printre beneficiarii acestui serviciu. Crucea Roșie este un partener clasic, un partener pentru situații de urgență, că până în perioada pandemiei și până în perioada războiului, Crucea Roșie a fost un ONG la care am putut apela întotdeauna cu încredere și întotdeauna au venit cu soluții prompte și de calitate, astfel încât toate problemele care au intervenit de-a lungul timpului s-au rezolvat. De aceea mă bucur să mă aflu aici și să mă simt mândru că sunt un partener al Crucii Roșii. Mulțumesc! Și eu mulțumesc frumos. Aș vrea să mulțumesc și doamnei inspector general de la învățământ pentru că și celor de la CGRAE, pentru că noi lucrăm foarte bine și suntem foarte, foarte legați de activitatea lor. Dacă copiii aceștia rămân în România, în ucrainienii, vor trebui să meargă la școală. Așa că noi o să le dăm adeverințele acelea de la medicul de familie și o să încercăm să-i sprijinim cu tot ceea ce putem noi, ca să poată să frecventeze și vom avea și o evidență, pentru că ne lucrăm foarte bine cu aceste instituții, cărora le mulțumim pentru acest lucru. Am înțeles că acum se duc mai întorc, mai rămân, școala online nu mai funcționează, dar eu cred că se le-au informații destul de clare și o să încercăm să le acoperim toate nevoile care ei le au, din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc foarte mult, dacă trebuie să las cu lucru. Dacă nu permiteți-mi să vă mulțumesc pentru această prezentare. În sala din spate, dacă vreți să vedeți, aici vom face activitățile pentru copii, atât conștere vizuală, cât și activitățile în zona aceasta, practic, este pentru activități psihologice. În sala de lângă avem cabinetul de asistență socială, iar în partea a doua a clădirii avem toată, ca să zic, acoperită toată zona medicală. Centrul este mare, facem activități și afară, și în curte, și în aer liber, și noi așteptăm cu drag să avem chiar parteneriate, de ce nu, cu diverse grădinițe, școli, departamente, biserică, din orice zonă, ca să le putem face toate într-o echipă bună. O să putem să vedem ce și în și avem voluntari. Da, voluntari, și avem stau 20 de doctore care zic cu noi. Și echipa de voluntari care colaborează cu noi. Să-i vedeți aici, numai că dintre ei sunt voluntari. Cei care sunt prezenți. Mulți sunt studenți la medicină și învață. O să avem și cardiologie, o să avem și diabetologie, săptămâna viitoare. O să avem multe specializări și ne bucurăm pentru asta. Să avem și copii.